Acestea au fost imagini de la botezul, nu, de fapt de la tăierea moțului lui Patrick, filmate cam cu un an înainte ca Elodia Ghinescu să nu mai fie printre noi. Doamna Ghinescu, sper că nu v-am tulburat foarte tare, dar apropo de aceste imagini, la momentul acela, așadar cu un an înainte ca Elodia Ghinescu să fie declarată dispărută, existau probleme între cei doi soți, că până în filmare par o familie fericită. Erau tot felul de discuții între ei și neînțelegeri, dar aparențele arătau altceva.